Galaxiile sunt colecții de milioane și miliarde de stele. Calea Lactee are probabil între 100 și 400 de miliarde de stele, nu știm exact. Andromeda, galaxia care este cea mai apropiată de noi, are probabil 400 de miliarde de stele. Chestia este că Andromeda este cel mai probabil moartă. Probabil așa a fost de câteva miliarde de ani. La fel ca stelele și planetele, ca tine și mine, galaxiile pot muri. Sau se sting, așa cum spun astronomii. De fapt, jumătate din galaxiile din univers sunt moarte. Și datorită unui studiu recent, începem să ne dăm seama exact cum au murit. Gazele, precum hidrogenul, sunt folosite de galaxii pentru a face noi stele. Pe măsură ce gazele fuzionează, hidrogenul este transformat în heliu și apoi heliul în mai multe elemente, cum ar fi carbonul, oxigenul, fierul și așa mai departe. Atâta timp cât sunt create stele, o galaxie este considerată vie, dar când galaxiile nu mai produc stele noi, sunt considerate ca fiind moarte. Sondajul Sloan Digital Sky, care a observat în mod obișnuit cerul din anul 2000, a găsit aproape 50 de milioane de galaxii până acum. Și prin toate aceste date, oamenii de știință au descoperit recent un mod în care galaxiile pot muri. În principiu, hidrogenul de care galaxia are nevoie să facă stele noi dispare încet. Și 4 miliarde de ani mai târziu, conform acestei lucrări recente, urmează o așa zisă moarte galactică. Există numeroase lucruri care pot sugruma galaxiile. Dacă galaxia victimă se aventurează lângă un corp masiv, cum ar fi o gaură neagră, o altă galaxie sau un cluster galactic, gravitația poate trage gazul din aceasta, suprimând formarea stelelor și pornind-o pe calea morții. Aceasta se numește hărțuire galactică. Sau, dacă nu a fost destul de rău, există presiunea forțată. Când galaxia victimă se apropie prea mult de un cluster fierbinte care emite raze X, iar vântul, între ghilimele, din grupul fierbinte suflă gazul care formează stelele din galaxie. Da, știu, spațiul este incredibil de ciudat. Ei au descoperit în cele din urmă această ștrangulare galactică, uitându-se la toate cele metale pe care galaxiile le produc în timp ce sunt vii. Și au determinat asta uitându-se la forma și culoarea unei galaxii. O puteți vedea prin ciclul vieții și cum a murit. Galaxiile au culoare și formă. Există multe forme, dar culorile lor sunt puțin mai ușor de înțeles. Stelele noi și tinere fac galaxiile albastre, își pierd combustibilul rapid și liber, fiind incontrolabile și trăind mult. În interiorul acestor galaxii sunt zone numite regiuni H2, de culoare roșie și roz. Acestea fiind regiuni unde se formează stelele noi, fiind vizibile în cea mai mare parte în ultraviolete. Cu cât îmbătrânesc, galaxiile pierd regiunile H2, tinerele stele din ele se măresc și se răcesc și galaxia devine roșie. Pe măsură ce îmbătrânesc, tind să se colapseze, formând mici pete roșiatice eliptice. Fără să apară noi stele, cantitatea de metal pe care o vedem crește. Supernovele fuzionează elemente mai grele, iar noua galaxie moarte se răcește din ce în ce mai mult. În cele din urmă devine o galaxie care poate fi văzută doar prin infraroșu. Dar Calea Lactee, am putea fi de fapt undeva pe la mijloc. Aceasta încă mai creează stele, dar potrivit unui articol din 2011, se află cu siguranță undeva pe la mijlocul vieții. Dar nu vă faceți griji, pentru că acum bătrâna noastră Calea Lactee este bine, deocamdată. Dacă astronomii au dreptate, au mai rămas miliarde de ani de viață galactică. Și tocmai pentru că dacă nu formează noi stele, asta nu înseamnă că o galaxie este complet moartă. Mai există încă o șansă de a se salva. Uneori, galaxiile moarte devin galaxii zombie, ca și vecina noastră Andromeda. Desigur, Andromeda este probabil moartă, dar este încă în mișcare și se îndreaptă exact spre noi. Andromeda trebuie să se ciocnească cu Calea Lactee în aproximativ 4 miliarde de ani, formând o nouă galaxie masivă. Galaxiile vechi pot consuma uneori galaxii mai tinere, pentru a-și extinde viața. Poate că această contopire dintre Andromeda și Calea Lactee va fi de ajuns să reaprindă cuptoarele de formare a stelelor și să creeze mai multă viață galactică. Și chiar dacă nu se va întâmpla, în cele din urmă ne vom contopi cu tot mai multe galaxii, formând o galaxie masivă eliptică. Cine știe, poate că specia noastră încă va supraviețui pentru a vedea aceste evenimente incredibile. Iar dacă nu, cursul Universului va fi oricum neschimbat.